Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Teorii Incredibile, vă prezint ultimul raport al lui Benjamin Fulford, care spune că în toată lumea vor avea loc simultan schimbări majore de regim. Sursele jurnalistului de investigații spun că omenirea va fi eliberată. Nu poate exista nicio îndoială că planeta Pământ trece prin schimbări care depășesc proporția biblică, scrie Benjamin Fulford. Acesta este motivul pentru care o societate secretă antică, cu rădăcinile care se întorc la biblicul Iacov din Egipt, precum și naziștii spațiului, pe farfurii zburătoare, ies din dulap. Acest lucru se întâmplă pentru că un război ezoteric, care a făcut furorii de mii de ani, se apropie de sfârșit. Ceea ce asistăm acum nu este nimic altceva decât sfârșitul mileniilor de stăpânire satanică pe această planetă. Acest lucru este vizibil în schimbările uriașe care au loc în guvernele din întreaga lume, în special în China, Statele Unite, Israel și Brazilia. Să începem cu evenimentele din China, deoarece ele dețin cheia pentru multe altele care se întâmplă și sunt pe cale să se întâmple. China a fost prezentată de Klaus Schwab drept model pentru ferma digitală de animale umane, noua ordine mondială. Planul pe care sataniștii l-au avut pentru această planetă era să modifice genetic fiecare om într-o supunere de tip animal de fermă și să le controleze oamenilor fiecare aspect al vieții, prin supraveghere digitală constantă, intruzivă. Cu alte cuvinte, la propriu, să transforme planeta într-o fermă umană gigantică. China comunistă a mers cel mai departe spre acest obiectiv. Toți chinezii au primit ID-uri digitale și întreaga țară a fost acoperită cu camere care puteau identifica imediat fiecare individ. Cei care nu se supun nu ar putea să circule cu trenurile, să acceseze conturi bancare, să cumpere alimente și așa mai departe. Armele biologice și razele electromagnetice ale morții au fost folosite ca scuză pentru a impune supunerea totală asupra populației. Ei bine, sataniștii i-au subestimat pe chinezi, continuă Benjamin Fulford. Istoria chineză arată că oamenii vor suporta multe, dar când se ajunge la un anumit punct, ei explodează simultan în rebeliune. Exact asta s-a întâmplat săptămâna trecută după mobilizarea societăților secrete asiatice. În primul rând, cel mai înalt responsabil și fostul președinte chinez, Jiang Zemin, a murit brusc după o lungă boală. După aceea, poliția și soldații s-au mutat și au început să demonteze instalațiile de testare PCR și să aresteze polițiștii în costum alb. Societățile secrete asiatice sunt de asemenea conștiente că așa numita pandemie a fost o formă de a controla oamenii. Nu întâmplător, Klaus Schwab a fost văzut la începutul lunii la hotelul Waldorf Astoria din Washington DC. La scurt timp după acea apariție, au apărut informații că Schwab murise, titrează newsinfrance.com. Iată ce a spus o sursă a societății Dragonul Alb. Acest zvon circulă deoarece Klaus Schwab a fost reținut de Alianța Militară Pălăriile Albe. Klaus Schwab poate să nu mai fie văzut. Se pregătește un avatar acum. Nu vă faceți griji, așa cum știe și Alianța. De asemenea, societatea Dragonul Alb a trimis un reprezentant să se întâlnească cu șeful unei societăți antice japoneze, cunoscută sub numele de Yatagarasu, sau Cioara cu trei picioare. Acesta este grupul care susține că a fondat religia șintoistă după ce o cioară cu trei picioare i-a condus în Japonia în vremuri străvechi. Membrii acestui grup pretind că sunt descendenți din vechiul trib israelian pierdut al lui Efraim, precum și din membrii tribului preoțesc al lui Levi. Ei susțin că își pot recita strămoșii de peste 100 de generații de la Iacov din Egipt. Este interesant în acest context de observat că Shinto este foarte asemănător cu religia egipteană antică, ce prezintă închinarea la zeul soare și parada anuală a altarelor. Misteriosul grup Octogon din Elveția susține de asemenea origini egiptene antice. Probabil că nu întâmplător atunci întâlnirea cu societatea Dragonul Alb a fost convocată pentru că Yatagarasu spun că, sub supravegherea Crucii Roșii din Elveția, aveau în posesia lor o valoare de aproximativ 5 trilioane de dolari în aur al șogunatului Tokugawa din Japonia.
Motivul pentru care au avut aurul, spun ei, este că șogunatul a fost întotdeauna condus de ei. Aceștia susțin că așa-numita bătălie de la Sekigahara, când Japonia s-a presupus a fi unificată de șoguni, nu a avut loc niciodată. În schimb, ultimul șogun Tokugawa a fost ucis în bătălia de la Yamanaka și înlocuit cu un avatar aflat sub controlul lor. În orice caz, semnatarul pentru aur este împărăteasa Michiko. Ea a fost dispusă să-l ofere drept garanție pentru înființarea unei agenții mondiale de planificare a viitorului, a spus reprezentantul Yatagarasu. Pentru a confirma situația, acest individ avea în posesia sa un tron din aur solid și foarte ornamentat, despre care pretinde că aparține împăraților Ming. Era atât de greu încât doi oameni nu puteau să-l facă să se miște nici măcar o fracțiune. Nu aveam voie să-l fotografiem. Ceea ce este interesant despre existența acestui tron este faptul că Societatea Secretă Asiatică Roșie și Verde folosește data morții ultimului împărat Ming ca și cod secret. Planul lor pe termen lung este de a restabili dominația Ming în China. Astfel, reapariția acestui tron ar fi de mare însemnătate pentru ei. Rețineți că majoritatea politburoului chinez, precum și liderii de vârf ai Taiwanului, sunt probabil membri ai acestei societăți, continuă Benjamin Fulford. Societatea Secretă Asiatică verifică în prezent afirmațiile Yatagarasu cu anchete în Elveția și în alte părți. Este posibil că această ofertă să fi fost făcută în acest moment, deoarece rușii pregătesc o armată de 700.000 de oameni care ar putea invada cea mai mare parte a Europei de vest, inclusiv Elveția, în această iarnă, mai spune Fulford. Există o mulțime de semne că Europa este pe cale să cadă. De exemplu, Sergei Narishkin, directorul Serviciului de Informații Externe, SVR, al Rusiei, a spus public că guvernul polonez intenționează să organizeze referendumuri pentru a absorbi părți din Ucraina în Polonia. Cu toate acestea, surse de informații poloneze spun că guvernul intenționează de asemenea să se evacueze la Londra în cazul unei invazii rusești. Oricum, europenii nu vor să lupte împotriva Rusiei în numele NATO. De asemenea, prim-ministrul finlandez Sanna Marin a recunoscut că Europa nu este suficient de puternică pentru a rezista Moscovei fără ajutorul anglosaxonilor. Despre acest lucru titrează și insiderpaper.com. Cu toate acestea, armata anglosaxonă nu va lupta în numele Uniunii Europene controlată de mafia cazară fascistă. Sunt de acord mai multe surse. Americanii special sunt prea preocupați de războiul civil nedeclarat din SUA și de procedurile de faliment aflate în desfășurare a Corporației Statelor Unite ale Americii pentru a fi interesați de un al treilea război mondial cu Rusia. Proprietarii corporației încearcă acum cu disperare să obțină bani pentru a supraviețui, cerând lumii $1 trilion pentru reconstruirea Ucrainei, titrează și ZeroHedge.com. Desigur, la fel ca majoritatea banilor care se presupune că au ajuns deja în Ucraina, intenționează să-i spele înapoi prin schimburi de criptomonede. De data aceasta nu vor primi un ban. Cu siguranță chinezii nu vor mai cheltui bani. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Zhao Lijian, a acuzat săptămâna trecută public Statele Unite de diplomație coercitivă, de amenințări cu forța la izolarea politică, de la sancțiuni economice până la blocarea tehnologică, precum și răspândirea îndelungată a dezinformării. De la operațiunea Mockingbird, în care presa de știri a fost mituită și manipulată în scopuri propagandistice, până la o fiolă cu pulbere albă și un videoclip în scenă cu căștile albe, citate ca dovada războaielor din Irak și Siria, până la minciuna secolului ce a inventat să calomnieze politica Chinei din Xinjiang. Oficialul chinez observă de asemenea că Statele Unite ale Americii nu au fost în război doar 16 ani din toată istoria sa de aproape 250 de ani. Dar nu numai China, ci și restul lumii refuză acum să finanțeze acest regim. Iată ce a avut de spus o sursă guvernamentală iraniană despre regimul corporativ american. Întreaga planetă s-a săturat de ei și este hotărâtă să-i arunce în coșul de gunoi al istoriei.
Dezintegrarea inevitabilă a regimului corporativ din SUA va fi probabil de natură financiară. Renumitul economist Nouriel Roubini se așteaptă ca sfârșitul să vină sub forma unei avalanșe de faliment. El spune că anii de bani fără dobând au ținut pe linia de plutire mase de afaceri ineficiente. Dar acum inflația, alimentată de aceleași politici fiscale, monetare și de credit, a pus capăt acestor zori financiari. Pe măsură ce băncile centrale sunt forțate să majoreze ratele dobânzilor pentru a restabili stabilitatea prețurilor, costul pentru oamenii zombii de a-și deservi datoria crește dramatic. Alții spun că 2,5 trilioane de dolari în instrumente derivate deținute de bănci vor doborî mai întâi sistemul financiar. Deja a început să crape, nu poate fi oprit, spune o sursă Mossad lui Benjamin Fulford. Există de asemenea semne că proprietarii companiei americane care se ascund în Elveția se luptă. O sursă apropiată următorului eveniment al Forumului Economic Mondial de la Davos, de la sfârșitul lunii ianuarie 2023, spune următoarele. Se pare că încearcă să economisească bani pe toate aspectele evenimentului. Sursa are două presupuneri despre motive. Anume, companiile locale elvețiene au început să boicoteze Forumul Economic Mondial sau Forumul Economic Mondial nu mai are bani. În orice caz, lângă Casa Albă se poate observa o tabără de oameni fără adăpost care simbolizează starea actuală a coloniei corporative americane. Când vine falimentul, vine dreptatea, promit surse CIA. O persoană pentru care justiția este de mult așteptată este Hillary Clinton și apoi mai este toată chestia Hunter Biden. Iată un mesaj text trimis de Hunter lui Hallie Biden în 2018, în care spunea că a fost implicat în intermedierea unui acord cu Vladimir Putin și că China a arestat agenți CIA în China ca răzbunare pentru arestarea de către guvernul american a clientului său, șeful serviciilor de informații, Republica Populară Chineză. În Israel, potrivit surselor Mossad, armata izraeliană reprimă sataniștii la fel ca omologii săi din SUA și Brazilia. În Brazilia, armata este desfășurată în toată țara, deoarece zilnic sunt organizate demonstrații record împotriva președintelui Lula, numit satanist. Surse militare braziliene promit arestări în masă ale sataniștilor. Odată cu căderea Israelului, Ucraina, Statelor Unite și altor fortărețe, se pare că ocultiștii nu vor avea în curând unde să se ascundă. Poate că se pot stabili în hotelul Illuminati din Emiratele Arabe Unite. Sursele lui Benjamin Fulford, secrete din programul spațial, spun că în ziua în care antigravitația și alte tehnologii futuriste vor fi împărtășite lumii, va veni în curând. Ca parte a acestei deschideri, un nou format comandament central al forțelor spațiale din SUA a fost activat pe 2 decembrie și va avea sediul la baza forțelor aeriene MacDill, Florida. Despre asta titrează și spacenews.com. Pentru a arăta ce fel de tehnologie au acești oameni, Benjamin Fulford postează pe site două videoclipuri, nu înainte de a pune un expert să le examineze cadru cu cadru și să constate că par a fi reale. Acestea se găsesc pe vk.com. Ca întotdeauna, nu vom fi 100% convinși până când nu vom putea conduce unul dintre aceste lucruri noi înșine, adaugă drept comentariu Benjamin Fulford, referitor la tehnologia ce poate fi observată în cele două videoclipuri. O mișcare iminentă și majoră a Illuminati gnostici a fost semnalată prin eliberarea de către americani a traficantului de arme rus Victor Bout, spun surse ale Pentagonului, MI6, CIA și Mossad. Continuă Ben Fulford. Se așteaptă că această mișcare va avea ca rezultat o revoluție mondială și posibil chiar mai mult. Iată ce a avut de spus sursa Mossad despre Victor Bout. Știu puține despre Victor Bout. El deține un set de chei ale regatului, ca să spunem așa. Interesant că este eliberat în acest moment. Urmăriți ce informații despre 11 septembrie și alte operațiuni negre sunt lansate în curând. Alianța militară trebuie să fie implicată în asta, deoarece lui Biden i s-a spus ce să facă.
Autoproclamatul gnostic iluminat Alexander Romanov spune că Boat a furnizat arma nucleară de 500 de kilotone curată din submarinul rus Kursk, care a fost folosită pentru atacul terorist nuclear și tsunami din 11 martie 2011 asupra Japoniei. Surse de la Pentagon adaugă, Boat a furat bombele nucleare W-54 de la Pantex, care au fost reconfigurate în armele nucleare 11 septembrie, vândute către Taiwan, Arabia Saudită, Coreea de Sud. Sursele MI6 spun de asemenea că, citez, după cum știm, 11 septembrie a fost predestinat ca ritual revoluționar, am încheiat citatul. Cel mai bun membru gnostic Illuminati și fost campionat la șah, Bobby Fischer, a avut o interpretare diferită și a descris evenimentele din 11 septembrie ca partea unui complot elaborat de a răsturna liniile de sânge sataniste care au condus pământul de mii de ani, potrivit lui Romanov. Acest scriitor a primit în trecut scrisori scrise de mână trimise din închisoare de Boat, deși nu conțineau informații utile. Boat însuși, într-un interviu imediat după eliberare, a spus, citez, ceea ce se întâmplă în Occident este pur și simplu sinuciderea civilizației și dacă această sinucidere nu este prevenită, cel puțin în lumea non-occidentală, în lumea care nu este controlată de anglosaxoni, atunci întreaga planetă se va sinucide și ar putea să se întâmple în toate domeniile, am încheiat citatul. În orice caz, zgomotul uriaș al agențiilor de informații creat de eliberarea sa înseamnă că toate agențiile se așteaptă să se întâmple ceva mare după eliberarea lui. Benjamin Fulford spune în continuare că a primit un indiciu misterios despre ce anume ar urma să se întâmple de la un contact al lui din programul spațial secret. El a sunat pentru a-i spune că tocmai vorbise cu președintele Vladimir Putin și acesta i-a spus că va demisiona în curând, dar asta doar pentru a putea trece într-o poziție mult mai mare. Sursa lui Ben Fulford a încheiat cu un mesaj criptic care spunea „Uită-te la apă”. În ceea ce poate fi legat, a existat un depozit uriaș de date clasificate din Antarctica, dintre care cele mai uimitoare au fost fotografiile din dosarul Robert Byrd. Sursa din programul spațial secret, legată de amiralul Robert Byrd, a spus că fotografiile au fost făcute în 1912 de capitanul Robert Scott și echipajul său. Cu toate acestea, fotografiile au fost restricționate de îndată ce s-au întors la baza lor de origine și au raportat constatările. Scott și echipajul său au fost apoi dați dispăruți. De atunci a fost o zonă restricționată. Doar câteva guverne din întreaga lume au permis să efectueze cercetări limitate. S-a teoretizat că o altă cultură ar fi putut trăi acolo. Zidul de gheață va fi o teorie a conspirației favorizată de mult de mulți, pentru simplul fapt că este aici și va juca un rol esențial în viitoarele schimbări ale lumii. Rămâneți pe fază pentru mai multe din gaura iepurelui, scrie în continuare Benjamin Fulford. În orice caz, aici, în ferma 3D, există semne ale unei schimbări majore de regim care au loc simultan pe întreaga planetă. În China, societățile secrete asiatice ne-au informat că în câteva săptămâni toate restricțiile vor fi ridicate. Ei spun că televiziunea publică difuzează acum mesaje împotriva fricii pandemiei. Practic, li se spune oamenilor să trateze pandemia în același mod în care ar trata o răceală obișnuită sau o gripă. Aceasta înseamnă că încercarea elitelor ocultei de a prelua China folosind mita în masă deghizată în teste PCR s-a încheiat. Nu poate exista însă nicio îndoială că în China a avut loc o adevărată schimbare de regim, odată cu moartea lui Evelyn de Rothschild și a lui Jiang Zemin. O astfel de schimbare are loc și în altă parte. În Brazilia, președintele Jair Bolsonaro și armata au început să-i execute sistematic pe susținătorii lui Lula. Împreună cu Africa și America Latină, țările eurasiatice formează o nouă majoritate mondială, care nu tolerează forma modernă de colonialism, așa numita ordine mondială bazată pe reguli, adică noi guvernăm, tu ni te supui, spune consilierul Kremlinului Yuri Ushakov. India, Brazilia, țările din Golful Persic, clusterele regionale din Africa și America Latină
au mai multe motive să facă parte din lumea multipolară decât să se supună ocultei mondiale, adaugă ministrul rus de externe Sergei Lavrov. În Israel, după mai bine de o lună de tăcere, site-ul web afiliat Mossadului, Debka, a avertizat că guvernul va transforma Israelul într-un stat polițienesc. Din acest motiv, fostul șef de stat major, Gadi Eisenkot, face apel la rebeliune deschisă împotriva guvernului. Cu alte cuvinte, Israelul se îndreaptă către un război civil între evrei și oculta mondială, care se închină lui Satan. Schimbarea de regim are loc și în Occident. Revoluția vine sub forma unui colaps economic și a zdrobirii încercării pandemiei de a transforma planeta într-o fermă om-animal. În Australia, senatorul Alex Santic a spus pe scurt pentru toată lumea: străzile voastre vă spionează, telefonul mobil vă spionează, orașele vă spionează, nu vă lăsați păcăliți. Greve paralizante au loc la nivel național în Anglia pentru a protesta împotriva politicienilor care distrug economia. Armata britanică se va asigura că activitățile salvatoare, cum ar fi conducerea ambulanțelor, continuă să funcționeze. Cu toate acestea, intenționează să se alăture poporului și să-i aresteze pe politicienii corupți, spun surse MI6. În Franța, familia Rothschild intră în faliment, motiv pentru care interzic zborurile interne pe distanțe scurte, în timp ce Parisul nu are electricitate și internet. În Germania, conducerea a răspuns la închiderea industriei, lăudându-se că a construit terminale GNL plutitoare pentru a prelua gaze străine americane într-un ritm record. Cu toate acestea, escrocheria a fost dezvăluită. Potrivit surselor de informații germane, regimul a răspuns prin raid într-un grup de extremă dreaptă ca pretext pentru a reprima oponenții și a reduce libertatea de exprimare. Potrivit surselor, acest lucru nu va fi suficient pentru a împiedica restabilirea independenței Germaniei. Rușii au crezut că fostul cancelar Angela Merkel ar trebui adusă în fața unui tribunal. Au perfectă dreptate, din ce în ce mai mulți oameni de aici cred că guvernul trebuie să plece. Și nu doar ei. Ceea ce ne trebuie este Nuremberg 2 sau chiar și mai rău, spune colonelul în rezervă Maximilian Eder, un patriot german. Statele Unite ale Americii se scufundă și ele în anarhie și sărăcie. Un studiu recent arată că 69% dintre americani se luptă să-și plătească facturile de alimente și 83% se bazează pe cupoane, titrează foxbusiness.com. Situația a ajuns într-un punct în care mulțimi de americani fometați comit jaf în magazine de vânzare cu amănuntul în toată țara. Aceste infracțiuni șocante nu numai că pun în pericol angajații și clienții, dar au determinat și industria să piardă aproape 100 de miliarde de dolari în 2021, potrivit unui grup de retail. Adevăratul motiv pentru această sărăcie este că oamenii din spatele regimului Biden, anume familia Rockefeller, proprietarii US Corporation, dau faliment. Fondurile lor imobiliare gigantice Blackstone și corporațiile au trimis un e-mail neașteptat investitorilor, spunându-le că nu pot încasa. De aceea, BlackRock prezice o mega recesiune pe care băncile centrale nu o pot remedia. Ei știu că banii lor, creați din aer, nu mai prostesc oamenii. Între timp, sediul BIS al ocultei mondiale a dezvăluit că a descoperit datorii ascunse de 97 de trilioane de dolari, deghizate în schimburi valutare, ceea ce este și mai mult decât estimarea sa de 96 de trilioane de dolari a PIB-ului global. Încercarea ocultei de a evita falimentul prin inocularea tuturor în supunere eșuează spectaculos. Între timp, Anthony Fauci a fost interogat recent de procurori timp de 7 ore și s-a confruntat cu faptul că le-a trimis în mod repetat e-mail-uri prietenilor pentru a le spune că măștile sunt ineficiente, în ciuda faptului că a cerut public ca utilizarea lor să fie obligatorie. Potrivit doctorului Zacharias Hogan din Germania, rata mortalității a fost de 1,5 ori mai mare în locurile în care măștile erau obligatorii decât în locurile în care măștile nu erau obligatorii.
Surse de informații poloneze spun că se urmărește crearea unui sistem de sclavie absolută pentru viitorii stăpâni ai ocultei mondiale. Aceștia sunt oamenii de la Forumul Economic Mondial care spun lucruri precum Dumnezeu a murit și Iisus este o știre falsă, și că liderii Forumului Economic Mondial au dobândit puteri divine pentru a conduce lumea. Americanii se revoltă, dar nu cu greve și revolte ca omologilor europeni, ci cu arme. Peste 100 de centrale electrice au fost deja atacate în Statele Unite în acest an, titrează NBCnews.com. Forțele aerospațiale americane devin de asemenea din ce în ce mai vizibile. De exemplu, tocmai au preluat un batalion de armată în Colorado. Dar orice s-ar întâmpla, omenirea va fi eliberată. Încheie jurnalistul de investigații Benjamin Fulford. Pe site-ul acestuia puteți să vedeți și trimiterile pe care le face la linkurile surselor sale. Prieteni, fără alte comentarii, vă las pe voi să trageți propriile concluzii. Până data viitoare, vă doresc numai bine, pe curând!